Au venit fel de fel de afaceriști. Au venit din Africa, din Arabia, niște oameni pe care promiteau milioane. Dar ce vroiau? Vroiau să cumpere? Nu. Adică spuneau că vreau să cumpere. Eu poftim. Dar ce vreau să cumpere? Prima echipă, tot complexul, academia. Au venit care vor să cumpere echipa. Eu am spus poftim. Prima echipă eu pot să o dau și fără nimic. Numai să o întreține, ți-a arătat banii. Nimeni, din păcate, n-a arătat banii. Nimeni n-a pus banii. Fiindcă ca să iei echipa, mai departe tu trebuie să te antrenezi, să susții. Da, e clar. Toată baza asta de antrenament și așa mai departe. Noi nu vrem să luăm asta, noi nu vrem să luăm asta. E bine, antrenați-vă, unde să vă antrenați? Plătiți pentru asta, plătiți pe gaz, plătiți pe apă, plătiți pe energie electrică și așa mai departe. Nu există așa ceva ca să nu plătești. Cineva a venit cu vreo ofertă să cumpere tot complexul? Nu. Nu mai vorbe. Astfel de nu mai vorbe. Pentru că s-au vehiculat sume de 15 milioane. Nu mai vorbe. O fel de oameni în blau acolo, că iată, dumneavoastră, nu vreți, nu știu. Zic, poftim. Au venit oameni, pot să-i numesc, și domnul Zaporojan, și unul Bilecov, și au adus și chitaieni, și încolo, încoașe. Tot promiteau, tot sunau, tot veneau, se uitau. Dar nimeni nu s-a așezat cu mine la masă să-mi spună cât vreți, cât doriți. Deci oferte concrete nu au fost? Nu. Pentru că nu mai vorbe. Iarăși s-a vorbit că da. Nicolae Ciornă nu vrea să vândă, are oferte, dar nu vrea să vândă sau vrea să vândă, dar să rămână în conducerea clubului. Iată, eu anunț, oameni buni, la investitorii autohtoni mă adresez. Investitori din străinătate, dacă aveți cineva. Propuneri, poftim, sunt gata să... Să vindeți inclusiv baza. Și baza, și stadionul, și contractul la mine cu federația făcut în felul următor. Dacă vindem noi, eu le spun și intru în timp oricareva, se duc și... Sau mai departe îi prelungesc să aibă contract. Da, de acum cu federația. Thank you.